Dragi telespectatori, bine v-am regăsit aici la Ferestre către Suflet, o emisiune de suflet și pentru suflet, realizată pentru noastră de TLM în colaborare cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Vom aborda astăzi un subiect despre care, cred, niciodată nu vrem să vorbim, nici măcar nu vrem să auzim. Vom vorbi despre moarte într-o ediție al cărei titlu l-am denumit Zorii veșniciei noastre, căci nu e așa, moartea este parte a vieții care naște viață, iar noi creștinii suntem condamnați la înviere, cum se spune, nici de cum la moarte. Pentru aceasta avem astăzi un invitat deosebit, autor al unei cărți care încearcă să ne scoată din confortul nostru obișnuit, o carte denumită Moartea și ritualurile funerare la români și la alte popoare, apărută recent la editura Doxologia. Este vorba despre părintele Adrian Zaharia, preot la parohia Învierea Domnului din cartierul Ieșean, Dacia. Doamne ajută, părinte, bine ați venit alături. Doamne ajută, bine v-am găsit. Părinte, ce v-a determinat să scrieți această carte? Cum de-ați purces pe acest drum? Tema morții și a riturilor funerare nu sunt străine, aceste două subiecte, pentru că sunt fiu de preot și de-a lungul copilăriei, al studiilor pe care le-am făcut la seminar, la facultate, am trăit, să spun așa, în direct anumite din rituri, anumite momente legate de moarte și oarecum această temă am gândit-o mai târziu la facultate împreună cu părintele regretatul, părinte profesor Nicolae Achimescu, care a fost și îndrumătorul acestei lucrări și care mi-a ghidat pașii pentru a putea cerceta și a aduce, eu știu, o picătură de lumină în acest subiect, după cum ați spus, atât de delicat. Ați simțit în timpul studiilor pe care le-ați efectuat că acest subiect a devenit așa în ultima vreme un subiect tabu, nu vrem să vorbim despre moarte, evităm acest subiect? Da, lucrul acesta este simțit nu doar de către noi, ci chiar mult mai departe, în Europa și în alte zone ale Occidentului. Există această teamă de moarte, această dorință de a îndepărta moartea, de a o duce undeva într-o zonă, o zonă mai puțin cunoscută sau mai puțin accesibilă, la marginea societății. Și foarte mulți dintre contemporanii noștri nu mai au această putere sau capacitate să o privească în față, să disece acest subiect, poate din teamă, din neînțelegere. Și de aceea și această temă care m-a preocupat și încă mă preocupă, pe care am lucrat-o, sper să aducă puțin lumină sau, eu știu, clarificare în anumite probleme, pentru că moartea este privită în general prin prisma al credinței pe care o ai și a valorilor spirituale, pentru că ea ține și de trup, dar și de suflet, poate mai mult de suflet decât de trup. Care este cel mai important lucru pe care trebuie să-l știm atunci când vorbim despre moarte? Desigur că pentru orice creștin, când te gândești la moarte, te gândești la înviere imediat. Adică ea nu este un capăt de drum, nu este o fundătură, ci dincolo de acea moarte, Hristos ne-a deschis calea veșniciei, zorile veșniciei, cum spuneați mai devreme. Și de aceea trebuie să avem o abordare diferită, cum spunea și Sfântul Apostol Pavel, să nu deznădăjduim ca cei care nu au cunoștință despre ceea ce se întâmplă după moarte, ci să o abordăm într-un mod firesc, într-un mod raportat la credința noastră creștină.
Părintele Arsenie Papacioc, când mi-aduc aminte, spunea foarte plastic, așa că moartea nu vine la o cafea, nu vine să-i faci o cafea. Sunt semne în viață prevestitoare ale morții? Putem să gândim că mai avem mult de trăit noi sau dimpotrivă? Desigur că lucrarea abordează această temă din mai multe puncte de vedere, din mai multe unghiuri, mai multe popoare, la mai multe credințe. Și, desigur, în cele din urmă, în religia noastră creștin-ortodoxă. Și toate aceste semne ale morții, pentru noi creștinii, nu sunt absolute. Sigur că știm că vine moartea, știm că dacă avem o anumită vârstă, poate ne așteptăm la moarte. Dar a ști momentul morții sau că acest moment ne este transmis nouă, nu este firesc pentru un creștin lucrul acesta, ci de-a lungul istoriei noastre a creștinătății sunt doar unele excepții de sfinți care au primit prin voia lui Dumnezeu știință despre acest moment al despărțirii. Așa găsim în imaginarul popular diverse momente care pot anunța moartea, anumite semne din gospodărie, anumite zgomote care se întâmplă, anumite păsări care de rău augur, care vin în jurul casei noastre și așa mai departe, sunt enumerate acolo. Dar pentru un creștin, cum spunea Hristos, nu este dat nouă să știm semnele vremurilor, ci să stăm permanent în această stare de priveghere. Nu știți clipa, nici ceasul când va veni Fiul omului, găsim cuvintele lui Hristos în Sfânta Evanghelie. Haideți să vorbim un pic despre momentul acesta al morții. Ce se întâmplă în acel moment în familie, dar și în comunitate? Cum reacționează ele când în mijlocul lor cineva a trecut la cele veșnice? Dacă ne referim la noi, la poporul român, acest moment al morții este foarte încărcat de multe simboluri, multe înțelesuri și multe lucruri de făcut pe care trebuie să le aibă omul atunci când se întâmplă lucrul acesta. Desigur că se dorește ca imediat să ne asigurăm dacă cel care a trecut la cele veșnice, cum spunem noi, este mort, este așezat pe pământ, în unele zone este strigat și după ce se constată oarecum decesul, atunci creștinii anunță imediat preotul pentru a se trage clopotele. Acesta este un semn al morții cuiva din comunitate și este foarte răspândit, îl găsim în multe zone ale lumii. Un lucru interesant care mi-a atras atenția a fost că la ruși, de exemplu, la momentul morții, clopotele nu se trag în mod sacadat sau în mod echilibrat, ci într-un fel dezordonat, pentru a arăta că moartea este un accident, este ceva care tulbură, ceva care nu este firesc pentru om. Și, desigur, mai există acea dorință de a lumina calea sufletului, de a pune lumânare în mâna celui adormit. Dar ceea ce trebuie să reținem, cred că este rugăciunea pe care trebuie să o facem din acel moment al morții în continuu pentru sufletul celui adormit. Ați spus un lucru care mi-a atras atenția asupra unui aspect pe care unii îl consideră foarte important, poate este, poate nu este, să ne spuneți dumneavoastră, acela al lumânării. Am auzit multă lume care spune că respectivul a murit fără lumânare, prin urmare nu va ajunge în rai, este o mare problemă pentru el. Cât de adevărat este acest aspect? Noi ca oameni suntem trup și suflet și cunoaștem că Părintele Dumitru Stăniloae spunea foarte clar, explicit, că nu putem vorbi de o antropologie creștină decât privind omul trup și suflet. Și aceste manifestări ale noastre în exterior, ele pleacă din credința, din sufletul nostru, din interiorul nostru, dar desigur că ele nu sunt absolute. Ele arată dorința noastră de ca cel care pleacă din lumea aceasta să aibă lumină, să se sălășluiască în lumina aceea neînserată a împărăției lui Dumnezeu.
și aprindem acea lumânare care este simbol al rugăciunii și al grijii pe care trebuie să o avem față de cel adormit. Însă, spuneam mai devreme, nu lucrul acesta este atât de important, ci viața acelui om, felul în care s-a raportat la Hristos, la viața cea veșnică și, desigur, ceea ce pot face cei rămași în această lume prin rugăciunile lor și prin rugăciunile Sfintei noastre biserici. Spuneați adineauri și despre trasul clopotelor. Am citit în prefața cărții dumneavoastră un cuvânt foarte, foarte frumos scris de Părintele Nicolae Achimescu, care spunea ceva de genul că în oraș totul se petrece ca și cum nimeni nu ar muri sau ceva de genul acesta. Cât de important este ca noi să conștientizăm totuși acest lucru? Adică știm că unele tradiții care se mai păstrează în mediul rural, în mediul urban s-au pierdut. Se întâmplă totul mecanic, de parcă nimic nu s-a petrecut. Cât de important este să conștientizăm totuși această stare, această situație și să nu ducem moartea undeva în exterior, la o periferie despre care nu vrem să mai auzim. Dacă este să privim această întrebare din punctul de vedere al părinților bisericii și al Sfintei Scripturi, gândul la moarte pentru noi ar trebui să fie permanent și el este ca o pavăză, așa cum spunea Iisus Sirah în capitolul 7, gândește-te la moarte și nu vei păcătui. El este un gând la care se raportează părinții din pustie, părinții din mănăstiri, chiar și culoarea neagră a îmbrăcămintei preoțește îndeamnă la moarte, te gândești la moarte, este culoarea doliului. Și gândul acesta la moarte însă nu trebuie să ne ducă în disperare, ci de asemenea nu trebuie să ne dăruiască sau să ne dea o stare de disconfort, ci dorința de a înțelege moartea și de a ști ceea ce este dincolo de pragul mormântului. Așadar, nu trebuie să ne temem de moarte, ci să o privim ca pe un paște, ca pe o trecere de la moarte la viață. Spuneați și despre doliu. Sunt unele manifestări ale doliului. Bărbații își lasă barbă, toți poartă haine de culoare închisă, de culoare neagră. Cât de important este să ținem acest doliu? Ce rost are el? Dacă este să ne amintim de anumite practici mai vechi din antichitate sau la alte popoare ale lumii, doliul era uneori violent, însemna chiar și mutilarea unor părți ale trupului, sfâșierea veșmintelor, smulgerea părului. Dar lucrul acesta înseamnă disperare și el trebuie să fie mai ales interior. Cuvântul doliu în sine înseamnă durere și o durere autentică cred că este o durere sufletească, o durere interioară, care se manifestă și în exterior într-un anumit mod. Dar ceea ce se întâmplă în sufletul nostru și ceea ce purtăm noi ca îmbrăcăminte, între aceste două lucruri nu este o legătură absolută sau maximă sau pot să îmbrac în negru, să port doliu, dar în sufletul meu să nu mă rog pentru sufletul celui plecat sau să nu-mi pară rău sau să nu plâng sau pot să încerc să minimalizez sau să încerc să mă gândesc mai mult la rugăciune pentru cel plecat, la milostenie. Și făcând lucrul acesta, rugându-mă, poate uit să mă îmbrac cu o cămașă neagră sau să-mi pun o pentiță neagră la păr, dar mai important este rugăciunea pentru cel plecat decât această manifestare, care este frumoasă și este decentă, pentru că vedem la mormântări rudele celui adormit, se îmbracă în această culoare neagră, sobră. Aș dori să mai spun că de-a lungul istoriei omenirii, nu doar culoarea neagră a fost culoarea dolului, ci și culoarea albă, culoarea galbenă și alte culori care au inspirat pe oameni să și i-au dus în această stare de durere pentru pierderea celor dragi sau celor apropiați ai lor. În creștinism nu este acceptată incinerarea, ci înhumarea. De ce?
Spuneam mai devreme că omul este trup și suflet și fiecare din cele două elemente ale omului, care sunt foarte unite, chiar dacă se despart la un moment dat prin moarte, ele s-au reunit prin puterea lui Dumnezeu, prin incinerare oarecum se desconsideră trupul, se desconsideră acea parte a omului pe care Dumnezeu a făcut-o cu mâinile sale. Ne amintim de referatul creației, cum se spune că a luat Domnul Dumnezeu țărână din pământ și l-a făcut pe om și a suflat asupra lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie. Așadar, tot în Vechiul Testament se spune că la moarte trupul se întoarce în țărâna din care a fost luat, iar sufletul la Dumnezeu care l-a dat. Ne imaginăm, de exemplu, dacă pentru noi este important și pentru toți creștinii este important să nu incinerăm trupurile oamenilor, pentru că în felul acesta ne-am găsit oarecum și împotriva lui Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta? Pentru că dacă toate trupurile ar fi fost incinerate ale oamenilor, nu am mai fi avut Sfintele Moaște, prin care se exprimă, se arată puterea lui Dumnezeu. Se spune chiar de către un teolog al Bisericii că dacă vrem să-L pipăim pe Dumnezeu, în mod material, oarecum, în această viață, să ne atingem de Sfintele Moaște și să vedem acolo lucrarea lui Dumnezeu în ele. Așadar, pentru cinsta pe care o acordăm omului în întregime, trup și suflet, suntem chemați să așezăm cu grijă trupul în mormântul în care a fost luat și el se va da firii după voia lui Dumnezeu, după în mod firesc. Văd un capitol care mi-a atras atenția în cartea dumneavoastră, ajutorul dat de către cei morți, celor vii. Face referire exact la ceea ce ați spus dumneavoastră legat de Sfintele Moaște sau despre ce este vorba? Cultul morților, dacă mi-este permis, eu nu aș numi lucrul acesta așa, sau cred că este impropriu spus cultul morților. Noi aducem un cult lui Dumnezeu, Maicii Domnului, Sfinților, dar așa s-a încetățenit sau s-a împământenit această idee, pentru că înainte de venirea lui Hristos, într-adevăr, se aducea o adorare și era o legătură a oamenilor cu cei morți, oarecum dusă în extremă, pentru că de la ei așteptau să fie lumină, să fie ploaie, să le se dea să crească roadele pământului. De la ei așteptau anumite recompense și anumite lucruri benefice în viața lor. Și de aceea era această legătură, dăm ca să-ți dau, adică să ofeream anumite jertfe și așteptam de la tine ca strămoș al meu să-mi aduci anumite beneficii. Pentru creștini însă există în mod deosebit rugăciunea pentru cei adormiți, cu excepția, desigur, a Sfinților Bisericii care mijlocesc înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Și de aceea cred că este mai important rugăciunea, să numim rugăciunea pentru cei adormiți și să ne ferim de această înțelegere a cultului celor adormiți sau cultul morților, cum îl numim, că aducem jertfă pentru cei adormiți ca să primim ceva în schimb. Chiar mie mi s-a întâmplat la o parohie unde am fost înainte de a veni în Iași, o credincioasă mi-a spus: părinte, uite că am pățit un necaz și cred că acest necaz mi s-au furat niște lucruri din casă și cred că acest necaz mi s-a întâmplat pentru că nu am mai purtat sărindare la biserică o perioadă de timp și morții s-au răzbunat. Iată că aceste credințe le regăsim eronate, le regăsim și în rândul credincioșilor noștri și de aceea trebuie să insistăm mai mult și mai des în a înțelege aceste rituri practici legate de moarte și de înmormântare. Da, și în acest context, cât de importante sunt ele? Adică nu putem cădea în capcana de a avea mai degrabă grijă de lumânare, de alte elemente, ca de prosop, de știu eu, și să pierdem cumva esențialul problemei, adică să ne rugăm pentru sufletul celui decedat, care e și un mod de a ne apropia de Dumnezeu prin rugăciune.
Da, așa este. De multe ori ne împrăștiem atunci când trebuie să facem o pomenire, de exemplu. Eu am slujit la Cimitirul Eternitatea 12 ani și am observat de multe ori lucrul acesta când creștinii veneau la mormânt. Încercam să creez o atmosferă de liniște, de rugăciune și după ce începea rugăciunea, multe din acele persoane sau unele din acele persoane încercau atunci să facă orice altceva, mai puțin să mediteze și să se roage. Dacă sunt puse bine prosoapele, dacă s-au dat toate lumânările, dacă, eu știu, da. Sunt puși banii în prosop și așa mai departe. Cum să cinstim memoria celor de trecuți la Domnul din familia noastră? Cred că cel mai important lucru pentru cei adormiți pe care îl putem face noi este să îi pomenim la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Dacă spunem că iubim pe cineva și nu-i dorim viața cea veșnică în Împărăția lui Dumnezeu, înseamnă că nu suntem destul de sinceri cu noi înșine și cu ei, pentru că în primul rând este pomenirea lor la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. În al doilea rând, să facem milostenie pentru ei, dar milostenia este doar o rugăciune înmulțită, pentru că atunci când oferim ceva de pomană, de fapt înmulțim rugăciunea, așa cum se spune de pildă la rugăciunea pentru haine care se dau de pomană la mormântare sau la alte momente de rugăciune, că acele lucruri se dau spre pomenirea numelui celui adormit. Și noi când primim sau când oferim, trebuie să fim atenți la numele celui pentru care am oferit sau pentru care am primit acea pomană și să ne rugăm. Așadar, cred că rugăciunea pentru dânsi este cea mai importantă formă de memorie, de rememorare. Și, desigur, lucrurile frumoase din viață care pot să ne îndemne spre virtuți, spre lucruri frumoase, spre o anumită, eu știu, viziune creștină și, de ce nu, spre o anumită carieră în viață, dacă ne-a plăcut cineva și am văzut că a făcut o carieră frumoasă în armată, în preoție, în alte domenii, ca profesor, atunci ne amintim de acei oameni și îi pomenim în rugăciunile noastre. Așa cum spuneam mai devreme că și părintele Nicolae Achimescu, dar și domnul Petru Ursache, cei care au contribuit prin sfaturi, prin drumare la această lucrare, au trecut la Domnul și îi pomenesc permanent. Părinte, mai avem foarte puțin, îmi fac semn colegii din regie ca să concluzionăm discuția noastră de astăzi. Care ar trebui așadar să fie atitudinea noastră corectă, creștinească față de moarte? Și vă întreb, aducându-mi aminte că spunea Constantin Noica că se moare de milenii și tot nu ne-am obișnuit cu lucrul acesta. Care ar trebui să fie starea noastră? Gândindu-ne la... Sau că va veni momentul acesta. Multe cărți, s-au dat multe sfaturi și în această zonă a artei de a muri sau la felul în care privim noi moartea și cum ne raportăm la ea. Cred că, în primul rând, trebuie să avem credință, nădejde și speranță că ea nu este un sfârșit și să nu uităm ceea ce spune crezul creștin, ortodox, spre finalul lui, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Cu această speranță trăim și cu această speranță ne despărțim de cei apropiați sufletului nostru. Părinte, vă mulțumim frumos pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și eu pentru invitație. Dragi telespectatori, aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Vă doresc să fiți sănătoși și trupește și sufletește și să nu uitați că, într-adevăr, moartea este parte a vieții care naște viață. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Doamne ajută!